Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și mă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi, în Chișinău și în Anenii Noi, s-a desfășurat summitul Comunității Politice Europene, la care au venit multe delegații străine. Este un eveniment important pentru țara noastră. Sigur, acest lucru îl evidențiază, în primul rând, guvernarea care consideră că acest summit va accelera parcursul european al Republicii Moldova. Opoziția este mult mai sceptică. Noi, televiziunile, avem un motiv în plus să fim supărați, pentru că jurnaliștii posturilor noastre de televiziune, acele suspendate, nu au fost acreditați la acest summit. Totuși, acest eveniment cred că merită o discuție serioasă și pentru a avea, l-am invitat în studio pe politologul Ion Tăbârță, pe care îl salut și îi spun bună seara. Bună seara! Domnul Tăbârță, am urmărit acest summit. Au fost mai multe declarații, nu știu dacă ele merită să fie pe larg comentate, pentru că am impresia că unele declarații sunt făcute așa mai curând din politețe. Este un tribut puțin costisitor făcut la adresa gazdelor. De exemplu, s-a spus că nu este necesar să rezolv conflictul transnistrian pentru a intra în Uniunea Europeană. S-a spus că Uniunea Europeană va accepta Republica Moldova atunci când Moldova va fi gata, la declarația doamnei Metsola. Deci au fost o serie de declarații în care sunt bune, sunt favorabile pentru țara noastră, dar nu știm cât de serioase sunt ele. Totuși, la acest summit a fost prezent președintele ucrainean, domnul Zelenski. Dumneavoastră, cum credeți? Summitul a fost organizat, în primul rând, pentru Republica Moldova sau totuși actorul principal a fost președintele ucrainean, care a venit cumva pe neașteptate, totuși? De fapt, a venit pe neașteptate, cu toate că toți anticipam că va veni. Din motive de securitate, deja este o tradiție că vizitele efectuate de către dumnealui peste hotare sau anumite vizite al altor oficiali în statul ucrainean nu sunt anunțate din timp sau nu sunt programate din timp și înțelegem de ce, din motive de securitate, în mod evident. Da, noi, dacă să ne referim la declarație, avem partea protocolară. Orice eveniment, orice reuniune de așa gen are partea ei protocolară. Și deci e politețe, într-un fel. Nu neapărat politețe. Sigur că sunt și politețe, dar mai degrabă în zona formalului. Dar la sigur se vor discuta la nivel de informal, se va conveni la o serie de aspecte despre care noi ne vom dumeri ulterior. Această comunitate politică europeană încă nu este o organizație propriu-zisă sau nu este o organizație structurată cu instituții bine definite, funcțională. Deocamdată este mai degrabă o platformă de discuții, o platformă apărută în contextul crizei ucrainene, o platformă unde statele membre ale Uniunii Europene cu cele non-europene se întâlnesc pentru a discuta cum împreună pot face față unor provocări. Pentru că cu provocările pandemice sau provocările energetice sau cu consecințele războiului se confruntă nu doar statele Uniunii Europene, dar se confruntă și cele care nu sunt parte ale Uniunii Europene. Desigur că în urma acestor discuții, ulterior, trebuie să reiasă o serie de decizii, o serie de înțelegeri care cumva sunt sau vor fi inițiate la astfel de reuniuni. Referitor la de ce Republica Moldova? Suntem cumva ori actorul numărul 1 la acest summit, ori actorul numărul 2 după Ucraina, așa înțeleg. Indiferent de reuniune internațională, subiectul Ucrainei există și este clar înțeles de ce. Dar foarte important este că și Republica Moldova să fie pe agenda discuțiilor și am văzut că cel puțin din declarații deocamdată ea este. Însă acest summit, după ce a avut loc în partea sau a avut loc în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene, în mod logic,
ca un fel de rotativă trebuia să aibă loc într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene. Și desigur, zona parteneriatului estic sau estul Europei, spațiul post-sovietic care își dorește un viitor pro-european, trebuia să fie astfel de regiuni unde acest summit să aibă loc. În Ucraina acum nu pot fi organizate, deci Republica Moldova este mai indicată aici, cu toate că trebuie să recunoaștem și meritele actualei guvernări pro-europene sau actuale conduceri politice pro-europene a Republicii Moldova, care depune anumite eforturi de a se apropia, de a se integra în Uniunea Europeană. Da, noi vedem aceste eforturi. De fapt, unii spun că sunt singurile succese demne de a fi apreciate ale acestei guvernări, care este mult mai bună pe plan extern decât pe plan intern. Totuși, vrem să înțelegem și noi și vă întreb ca să ne spuneți în ce direcție va evolua această comunitate politică europeană. Este un summit care nu produce rezultate imediate, palpabile. Următoarea reuniune, următorul summit va avea loc în Spania. Nu cred, îmi spun punctul meu de vedere, nu cred că tema statelor din această regiune va fi permanent pe agenda statelor mari din Uniunea Europeană. În plus, mă gândesc că acum este foarte prezent la acest summit, a fost prezent Uniunea Europeană, reprezentată de Borrell, de von der Leyen, de Metsola, dar eu nu cred că pentru președintele francez, pentru Germania, eventual pentru Marea Britanie, care și ea este invitată și participă în acest format, tema Uniunii Europene va fi prioritară. În cazul, mă refer la comunitatea politică europeană, sau eu greșesc? Atât timp cât avem evenimentele din Ucraina, estul continentului european va fi prezent pe orice agendă. Putem noi să vorbim poate despre o anumită oboseală, desigur nu mai este acel impact de la început sau de vreun an în urmă, însă problema ucraineană este problema de securitate numărul 1 în Europa, mulți ar spune chiar este problema numărul 1 în întreaga lume sau la nivel internațional, pentru că este cel mai activ conflict care acum se derulează în lume. De aceea, neapărat estul Europei va fi prezent, pentru că acestui război, mai devreme, ori mai târziu, trebuie să se găsească o soluție ca, cel puțin, ca el să se înceteze, cel puțin pentru un anumit armistițiu, dacă nu va fi posibil un anumit acord. Dar, domnul, eu cumva vă propun să faceți o distinție între tema războiului, care sigur că va fi discutat oriunde vor fi organizate summitele Comunității Politice Europene, pentru că atâta timp cât conflictul e viu, e în desfășurare, sigur că el va fi discutat. Mă refer mai curând la subiectul integrării europene a Republicii Moldova, dacă credeți că în cadrul acestui summit, sigur că Moldova a reușit să promoveze această temă foarte activ. Credeți că Comunitatea Politică Europeană se va ocupa de acest subiect în continuare? Sau credeți că va fi o platformă de succes pentru a promova ideea integrării europene a Ucrainei, a Republicii Moldova? Vom vedea. De fapt, summitul comunității politice sau, în general, comunitatea politică europeană vine să discute acele probleme, acele provocări cu care se confruntă continentul european. Acum, desigur, războiul din Ucraina este. Un alt aspect este extinderea europeană sau integrarea unor state care o anumită perioadă erau neglijate. Trebuie să o spunem că Uniunea Europeană și-a schimbat abordarea sa privind paradigma extinderii. Mult timp subiectul extinderii era cumva neglijat din vari motive. Alte subiecte au fost pe agenda, cum ar fi prin anii 2012, 13, 14 problema migranței, problema economică a Greciei sau problema integrării noilor membri a Uniunii Europene din perioada 2004-2007 și toți cumva obosis atunci de extindere. Acum, în contextul războiului din Ucraina, s-a înțeles că, de fapt, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, fiind menționate în această zonă gri a geopoliticii, s-a greșit. Totodată
odată s-a înțeles că faptul că statele din Balcanii de Vest tot cumva au fost ținute pe tușe, tot s-a greșit. Mai degrabă aduce aceste state în rândurile comunității tale pentru că ele să devină să nu consume securitate, dar să devină într-un anumit mod și garanța securității. Acum aceasta este problema. Dar problema, încă o dată, este ca state ca Republica Moldova să fie acceptate ca state cu membru, cu drepturi de plin în UE? Da. Se discută serios acest subiect. Dar noi vedem că se discută, dar cât de serios se discută, nu ne dăm seama. Nu, deja faptul că statele Uniunii Europene și-au schimbat această abordare înseamnă foarte mult, sau Uniunea Europeană ca și entitate. Declarația doamnei Metsola că Uniunea Europeană va fi gata să primească Republica Moldova atunci când Republica Moldova va fi gata. Înseamnă asta oare o disponibilitate foarte mare a Uniunii Europene să ne accepte? Eu aici văd alte nuanțe, că de fapt ne pot iarăși ține la nesfârșit în anticameră și să aștepte până vom fi gata, dar noi foarte mult știm că ne mișcăm destul de greu. Sunt perioade și perioade. Sunt perioade când ne mișcăm bine, sunt perioade când nu când ne mișcăm greu, dar ne mișcăm în direcția inversă. Trebuie să recunoaștem. Nu, noi ori ne mișcăm greu, ori ne mișcăm în direcția inversă. Eu așa sunt făcut la microfon. Bine, am mai avut noi perioade când, cel puțin în aparență, ne-am mișcat. Deci, doamna von der Leyen ieri a spus că ne mișcăm foarte repede, dar mie mi se pare asta exagerat. A făcut și ea o reverență. Comunitatea politică europeană, ca să revin de fapt la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi o platformă, încă nu este clar cum se va instituționaliza ea, pentru că încă nu avem o certitudine. Când mă refer la instituționalizare, mă refer la funcționalitatea ei. Dar va discuta problemele cu care se confruntă continentul european într-o anumită perioadă. Ne aducem aminte 2020, pandemia, atunci nu era această comunitate. Pandemia a arătat că la nivelul Uniunii Europene, din punct de vedere social, statele nu sunt integrate. Pentru că pandemie, statele au ieșit pe cont propriu, statele Uniunii Europene. Sau criza energetică. S-a văzut cât de vulnerabile sunt o serie de state europene față de dependența energetică față de Federația Rusă. Războiul din Ucraina cu toate provocările lor și toate aceste provocări nu sunt doar pentru UE, sunt și pentru state din afara Uniunii Europene. De aceea, în momentul dat, în contextul războiului, desigur, se discută despre o eventuală aderare a unor state la Uniunea Europeană pentru a securiza. Nimeni pe noi nu ne va primi în Uniunea Europeană dacă noi nu vom realiza anumite reforme. Noi putem să vorbim cât de gata suntem sau cât de mult corespundem noi pentru a fi primiți. Pentru că aceeași România nu era chiar în totalitate pregătită, însă totodată nu putem spune că nu era pregătită. Exact așa va fi cazul și Republicii Moldova. Dacă noi vom fi aproape, vom realiza multe din cele asumate sau din cele ce trebuie noi să realizăm, deja va fi la nivelul deciziei politice a Uniunii. Dar oricum, deadline-ul preliminar e 2030? Nu cu un deadline preliminar. El nu e oficial, dar toată lumea cumva ne indică că aceasta este. Mai degrabă este linia de finish. O linie de finish, dar o linie aproximativă. Noi încă în interior suntem destul de divizați. Noi încă și divizați la nivelul, pe lângă societate, în mod special divizați la nivelul clasei politice. Noi nu avem garanții că după următoarele alegeri parlamentare vom avea forță pro-europene la cărma Republicii Moldova. Noi, pentru a vorbi de succesul acestui parcurs, indiferent de succesele actuale guvernări, cât de mari nu vor fi ele, noi avem nevoie de această continuitate. Noi putem să obținem reforme, succese foarte mari în reformarea justiției. Însă dacă vor veni alte forțe care sunt anti-europene sau sunt sceptici europene, atunci multe din realizări ele vor șterge cu realizările electorale guvernului. Dar întotdeauna se produc asemenea alternanțe la guvern. Asta este și democrație. La început conduc unii, pe urmă vin alții. Eu așa înțeleg că dacă există disponibilitatea UE pentru a accepta Republica Moldova în această organizație, ei trebuie să ne accepte foarte rapid.
mai ales când ne laudă și spun că ne îndeplinim angajamentele, și ar fi bine să o fac în acest prim mandat a doamnei Maia Sandu. Dacă ei transferă acest deadline pentru 2030 și mai așteaptă să vadă dacă cine mai va veni la guvernare, s-ar putea, sunt foarte mari șanse, domnul Tăbuță, să ratăm această întâlnire. Eu cred că noi mai clar vom ști dacă această dată de 2030 de a ne integra în Uniunea Europeană este una realizabilă prin... Avem două momente. Primul va fi, desigur, reconfirmarea guvernărilor sau guvernării pro-europene. Deci politic. Fie că va fi vorba de PAS, sau va fi că e vorba de PAS cu un alt partid pro-european. Unul, să fie reconfirmată o guvernare pro-europeană la Cârma Republicii Moldova, și dacă acest lucru se va întâmpla, cred că noi prin 2027-2028 vom avea o certitudine cum noi ne mișcăm la capitolul reforme. Cred că în 3-4 ani noi vom avea cumva o anumită previzibilitate, da sau nu. Însă ce este foarte important, și desigur că partidele de stânga, partidele care sunt, care nu sunt pro-europene, încearcă să nege din posibilitatea. Poate da, poate nu. Că, de exemplu, postul nostru de televiziune, care mai neagă, posibilitatea, noi vedem foarte clar cum, când pe anumite segmente se mișcă răspărul democrației. Eu altceva vreau să spun, că, de fapt, ce încercau partidele stânga și, în general, toate aceste narrative care vin dinspre Federația Rusă, că Republica Moldova niciodată nu va primi o perspectivă europeană. Ori am primit-o. Acum se spune că voi, deși ați primit această perspectivă, niciodată nu veți ajunge să fiți membri. Și iarăși se merge pe Balcanii de Vest, pe Turcia. Însă, situația a fost alta, pentru că Turcia este un caz mai aparte. Când vorbim despre Balcanii de Vest, cu toate că Croația s-a integrat. Când vorbim de Balcanii de Vest, este un ghem de probleme și totodată, Uniunea Europeană atunci nu a avut drept prioritate pe agenda sa extinderea. Și nu s-a insistat mult pe acest subiect la extindere. În cazul dat, dacă noi ne vom mișca la capitolul reforme, dacă pe agenda Uniunii Europene, și aici aveți dreptate, subiectul extinderii va fi încă unul actual, atunci 2030 poate fi un termen realizabil și un termen real pentru ca să ne integrăm în Uniunea Europeană. Am înțeles. Pe parcursul acestui summit am văzut o atenție deosebită manifestată de liderii europeni față de Maia Sandu și în ajunul summitului s-a văzut această atenție, s-a dublat ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova, s-au impus sancțiuni liderilor opoziției de către statele europene. Eu am așa o întrebare. Această atenție specială pe care noi o observăm se datorează faptului că, iată, așa cum, după cum explicați, Uniunea Europeană vrea ca Moldova, împreună cu Maia Sandu, să ajungă cât mai repede în Uniunea Europeană, sigur, fără balastul opoziției, sau care trebuie aruncat peste bord, cumva, într-un anumit fel, într-un fel sau altul. Sau acest lucru se întâmplă pentru că s-a organizat summitul din noiembrie anul trecut până acum. Europenii erau obligați să vorbească lucruri frumoase despre Republica Moldova și să nu observe anumite derapaje care, din punctul nostru de vedere, se întâmplă, și după acest summit europenii treptat vor reveni la realitate, mai ales dacă admitem ipoteza că nu se grăbesc ei să ne accepte în Uniunea Europeană, ei vor trebui să găsească anumite motive și le au cu duiumul, ca să indice Moldova se mișcă prost pe calea reformelor, Moldova pe alocuri dezamăgește, deci haideți să nu ne grăbim cu integrarea europeană. Care credeți că este explicația adevărată? După summit, Uniunea Europeană va intensifica suportul pentru Republica Moldova sau se va încerca să se uite mai realist asupra ceea ce se întâmplă în țară?
temperatura relației moldo-comunitare sau susținerea pe care Uniunea Europeană o va acorda Republicii Moldova va fi în funcție de succesele guvernării. Totuși, prisma realistă. Prisma realistă, mecanismul condiționalităților nu a dispărut nicăieri. Chiar imediat după ce PAS-ul a câștigat guvernarea, s-a spus că noi susținem, noi suntem gata să colaborăm, însă acel mecanism al condiționalităților nu va dispărea. Pentru că Uniunea Europeană a susținut necondiționat guvernările pro-europene de la Chișinău în perioada 2009-2013-14 și am văzut că s-au ars, să spunem așa, în termeni cumva metaforici. Da, noi desigur putem să vorbim despre cât de mult se respectă sau nu se mult se respectă democrația, dar de multe ori o serie de forțe care acționează în detrimentul Republicii Moldova se acoperă de acest paravan al democrației, de fapt promovând cumva elementele războiului hibrid al Federației Rusă în Republica Moldova. Uniunea Europeană va susține Republica Moldova atât timp cât va realiza anumite reforme. Reforma justiției. Noi vedem că Uniunea Europeană ne susține, dar totodată cumva asta într-o parte. Noi nu suntem siguri că această reformă decurge așa cum își dorește. Chiar și ne critică, Da, bine, mai degrabă aceste critici vin din partea unor instituții. Da. Este clar că actuala reformă în domeniul justiției nu are loc ca la carte sau nu are loc cu mănuși albe. Sunt anumite probleme. Bine, argumentarea guvernării este că o reformă atât de complicată nu o poți face fără a intra mai tare pe anumite elemente ale sistemului din justiție. Vom vedea atâta timp cât guvernarea până la urmă va merge pe acest element sau pe această traiectorie a reformelor, că susținerea va fi. Această condiționalitate a reformelor încă nu a dispărut. Dacă Republicii Moldova... Nici nu trebuie să dispară, domnule. Nici nu trebuie, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și atâta timp cât Uniunea Europeană acordă suport macrofinanciar și de alt tip Republicii Moldova, înseamnă că consideră că până la urmă actuala de guvernare, cel puțin deocamdată, acționează în albia democratică. Da, am vorbit despre lideri politici, despre Maia Sandu, despre liderii europeni. Și apropo, dacă vorbim de Maia Sandu și acest summit, trebuie să recunoaștem că, de fapt, acest summit este și un merit personal al președintelui Maia Sandu. Un merit, da, pentru că un merit, dar la ce folosește acest merit, tocmai asta încercăm să aflăm. Și aici am o altă întrebare. Bun, liderii i-am văzut ce spun, ce cred, dar spuneți-mi, rog, moldovenii sunt mai curând fericiți că s-a organizat acest summit sau mai curând deranjați? Doamna Maia Sandu a spus că, bun, în pofida acestui disconfort, acestor incomodități, trebuie să știi că drumul construit pe urmă cu ocazia summitului le va rămâne lor și va fi folosit mulți ani. Pe de altă parte, am aflat ce feluri de bucate vor servi, au servit politicienii europeni și, bun, asta a trezit nu neapărat comentarii entuziaste. Oamenii din Republica Moldova sunt entuziasmați? Sunt neutre față de desfășurarea unui asemenea summit? Sau mai curând scrâșinez din dinți și sunt dispuși să critici? Haideți totuși să nu generalizăm. Eu n-am generalizat. Să mergem pe această dihotomie că unii sunt extrem de fericiți, alții e din potrivă. Dar, de ce v-am întrebat? Pentru că ieri am avut doi comentatori politici în cadrul emisiunii care eu n-am mai auzit asemenea critici dure în raport cu Uniunea Europeană. Comentatorii, observatorii și politici care se opun mai Sandu și guvernării încep să fie din ce în ce mai duri și la adresa Uniunii Europene. Eu l-am văzut pe Ilan Șor, care niciodată nu a vorbit foarte rău, anterior, despre Uniunea Europeană, care a ridicat un pahar de vin, a zis că să fie patriot adevărat înseamnă într-un fel să fie anti-european.
european și a spus că visul european s-a năruit. Deci apar discursuri din ce în ce mai anti-europene. Nu cred că domnul Ilanșor este cea mai indicată persoană. Este un reprezentant, liderul unui partid parlamentar. Să vorbească despre integrarea europeană și, în general, dumnealui este un politician destul de controversat, dar nu este vorba... Nu este vorba despre el și nu cred că cumva termenii între cei doi sunt comparabili. Nu, am vrut să spun doar că discursurile anti-europene se întețesc. Se dorește de a crea o astfel de percepție. Sigur că la nivel de societate sau organizarea un astfel de eveniment aduce și anumite inconveniențe. Este inevitabil. Orice eveniment de așa gen. Acum noi poate cumva am uitat, dar prin anii 90 sau chiar la începutul anului 2000, când se organizau summitele CSI, nu mai puțin să bloca transportul. Țin minte că veneam despre nordul Moldovei și era delegația până la Cricova, care Cujușna și Mileștii Mici. Să stau o perioadă tot blocat. Da, desigur sunt aceste aspecte de transport, însă noi trebuie să înțelegem că, ca și imagine, Republica Moldova va avea de câștigat. Că acest summit, da, într-adevăr, este o anumită investiție în imaginea Republicii Moldova. O serie de state care nici nu știau, sau o serie de societăți care nici nu știau despre Republica Moldova, unde și cum se află. Și nu neapărat mă refer aici că dezvoltarea turismului de mâini se va cunoaște. Știți, așa, evident că nu. Însă, desigur că acest summit aduce și anumite avantaje Republicii Moldova. Alta este problema sau esența acestor avantaje, cum guvernarea noastră va ști ulterior să folosească aceste avantaje. Pentru că cetățenii poate dacă 2-3 zile au de suferit, ulterior, dacă noi vom avea capacitate să folosim avantajele acestui summit, ei ulterior pot câștiga inclusiv printr-o anumită creștere economică. Bun, vom vedea. Cum se zice la noi, vom trăi și vom vedea și ar fi bine să fie așa cum spuneți, dar nu cred, știți, este așa o vorbă celebră. Eu ar fi vrut așa să fie, nu spun că neapărat așa va fi. Domnul Tăbârță, dacă mă întrebați pe mine, că uneori aveți acest drept, deși sunt moderator, eu aș spune că devin din ce în ce mai sceptic cu privire la ideea europeană. Și acest lucru îl văd și în societate și în rândul foarte multor oameni care nu-i pot suspecta de faptul că sunt plătiți sau li se cere să aibă. Așa e punctul de vedere. Totuși, atunci când Uniunea Europeană se asociază cu standarde duble, iar noi vedem că ele se înmulțesc, aceste standarde sunt promovate din ce în ce mai mult, atunci începi să ai dubii cu privire la onestitatea unei instituții. Bine, eu nu neapărat aș spune doar un element, care dintr-o organizație sau ce este Uniunea Europeană, că nu este nici organizație. Noi nu știm ce este Uniunea Europeană tehnică care a venit aici să ridice, care ne-a propus să ridicare nivelul de trai, s-a transformat într-o instituție geopolitică și ei asta recunosc. Nu, Uniunea Europeană, dacă îmi dați voie să vă contrazic aici, sigur. Încă nu este o organizație geopolitică. Dar ei spun că sunt geopolitică. Nu sunt și noi știm foarte bine, noi cu dumneavoastră... Declarațiile Sondăleaian și a lui Borel, ei spuneau că Uniunea Europeană trebuie să devină geopolitică. Și ei spre asta merg. Trebuie să devină, dar nu, încă nu merge spre domnul Ciurea. Și asta este marea problemă a Uniunii Europene, că nu este o organizație geopolitică, pentru că o serie de crize care le avem la nivelul continentului european ar fi fost soluționate mai rapid și mai eficient dacă Uniunea Europeană ar fi fost o organizație geopolitică. Din potrivă, Uniunea Europeană este o organizație tehnocrată și chiar mulți ar spune birocrată, care este foarte greoaie în a lua anumite decizii rapide pentru să fie... a soluționa mai eficient anumite probleme. De acord. Vor să fie, să joace geopolitic, dar încă nu pot în deplină măsură, pentru că sunt grioi. Tocmai de asta Franța propune să organizeze această comunitate politică europeană ca o alternativă care să se miște mai rapid geopolitic. Bun, asta este o discuție care va mai dura. De asta să așteptăm și următorul summit din Spania și alte evenimente și vom fi mai edificați în această privință. Domnul Tăbârță, am vrut să vă întreb și despre ultima inițiativă a Maia Sandu cu privire la crearea acestui Centru Național de Apărare Informațională și combatere a propagandei patriot. Eu am mai avut prilejul să discut acest subiect. Evident că observatorii care susțin mai curând opoziția sunt foarte critici, văd în această inițiativă tentacule dictatoriale, autoritare.
ale tentaculele dictatoriale ale PAS, ale Maia Sandu, dar am văzut că această inițiativă a fost criticată și de comentatorii care au stat la baza ideii, să spunem. Da, care au stat la baza ideii, care sunt destul de favorabile actuale guvernări. Dumneavoastră, cum vi s-a părut această inițiativă? Sincer, eu nu pot să vă spun, sau cel puțin încă nu am o claritate cum va funcționa. Dar ați văzut am văzut proiectul de lege. Nu pot spun că am intrat în detaliile acestui proiect sau că m-aș pricepe foarte bine la detaliile acestui proiect. Una, noi într-adevăr avem nevoie de o anumită instituție care să combată dezinformarea, să combată propaganda. Sau, eu îmi permis să mă întrerup, dumneavoastră puneți semn de egalitate între dezinformare și propagandă. Pentru că sunteți politolog, dumneavoastră cunoașteți că politica fără propagandă este imposibilă. Adică dacă vreți să combateți propaganda, bun, dacă spuneți propaganda de război și propaganda discursului de ură, atunci eu aș fi de acord cu dumneavoastră. Dacă în general vreți să combateți propaganda asta, nicăieri nu se face, nicăieri în lume nu se combate propaganda. Bine, hai să spunem așa, propaganda ca element al dezinformării, pentru că propaganda nu se bazează doar pe discursul politic. Propaganda are și alt scop, spre exemplu, de a crea anumite realități false, inclusiv populisme și propaganda, dar aici noi desigur putem să discutăm în termeni aceștia, propaganda, desinformare, fake news-uri, însă Republica Moldova se află în acest război hibrid cu Federația Rusă sau Federația Rusă care o duce contra Republicii Moldova, iar elementele dezinformării sunt o parte puternică a acestui război hibrid. Noi avem anumite instituții care să pună anumite filtre. Eu nu mă refer la CCA, Consiliul Coordonator Audiovizual, știu așa, că aveți o atitudine mai specială. El, mai cel puțin din punct de vedere legal, eu sunt de acord. Este CCA-ul care are grijă de aceste elemente. Dar CCA-ul nu acoperă o serie de paliere informaționale pe care ar putea să le acopere această instituție. Și CCA-ul mai degrabă merge pe aspectele răspunde de televiziune și radio. Da, și pe aspectele tehnice. Dar aici cred că trebuie această instituție să analizeze mai larg, mai profund, spre exemplu, anumite tentative de a crea anumite curente mediatice, să formeze percepții eronate, greșite, okay, realități. Dar mai departe, că asta este scris acolo în proiect de lege. Să monitorizeze, și după asta să recomande. Dar anume aici am vrut să văd. Ok, acest lucru se face, dar se va face după aceea ce va urma sau care va fi instrumentele care să combată această dezinformare. Sincer, aici deja nu pot să mă pronunț exact cum va funcționa, pentru că una tu să identifici și totul altceva să combați. Și într-adevăr am văzut că cei de la Watchdog, care ei au declarat, cel puțin din alte surse nu avem, că au declarat să meargă pe comunicare strategică, care este un cu totul alt domeniu decât combaterea dezinformării. Ei au declarat că ei de fapt noi am vrut una, dar de la președinție și l-au învinuit personal pe domnul Spânu, că de fapt el ar fi intervenit cu anumite schimbări și de fapt a deturnat esența acestei instituții. De aceea, una, dacă într-adevăr să avem o instituție care se ocupe cu comunicarea strategică pentru a întări reziliența Republicii Moldova și cu totul altceva să creezi o instituție care cumva să-ți fie comod politic. Sigur, sunt lucruri diferite. Deocamdată avem la nivel de concept, eu cred că vom avea discuții și până la urmă noi vom avea o instituție care să contribuie la sporirea rezilienței Republicii Moldova. Bun, dacă asta este scopul, atunci da, dar spun iarăși, noi dacă suntem parte a unui grup de televiziuni care le s-a stat licență, mereu vedem diavolul în spatele unor asemenea inițiative și intenții sinistre. Bun, și puteți să ne înțelegeți, pentru că este clar că, din punctul nostru de vedere, guvernarea vrea să se răfăiască cu presa de opoziție și iată, vin cu diverse inițiative suspecte din acest punct de vedere. Bun, ne-am lămurit că vor urma dezbateri în societate, doamna Sandu. Vom vedea, până la urmă, când va fi constituită această instituție, ce va reprezenta ea în sine.
Și dacă această instituție va contribui la această reziliență a statului nostru, sigur. Dar o astfel de instituție noi avem nevoie, însă foarte mult contează eficiența ei și modul cum va activa și acționa. Da, domnule Tăbărțu, un alt subiect pe care am vrut cu tot din adinsul să-l discut cu dumneavoastră este criza în relațiile dintre Chișinău și Comrat. Sigur, poate subiectul este un pic deja desuiet, însă, bun, eu l-am discutat cu alți comentatori politici, recunosc, care au o viziune opusă celei pe care o aveți dumneavoastră, și, bun, e clar că ei se situează de partea Comratului în acest conflict. Pe de altă parte, am văzut discursuri ale celor care susțin guvernarea foarte vehemente la adresa Comratului, ceea ce pe mine m-a pus cumva în gardă, pentru că iarăși și o idee pe care o am desprins-o din aceste discursuri este că cândva Comratul într-adevăr era agresiv, era puternic, putea să înfrunte Chișinăul, dar acum Comratul este slab, este cumva la într-o poziție defensivă, deci Chișinăul nu ar trebui să-și facă griji cu privire la ceea ce se întâmplă în Comrat. Dumneavoastră, bun, a avut loc și congresul deputaților de toate nivelurile. La Comrat a câștigat, în Găgăuzia a câștigat alegerile și noul Bașcan este reprezentantul partidului Șor, ceea ce sigur a displăcut Chișinăul. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest nou conflict iscat între Chișinău și Comrat? Găgăuzia a venit cu o rezoluție în care cere anumite lucruri. Da, dar dacă te uiți la acea rezoluție, nu ți-e clar până la capăt. Da, dar e măcar trebuie citită. Domnul Gros a spus că încă n-au avut timp să o citesc. Eu am citit-o, vă asigur, am citit-o și în română, am citit-o și în limba rusă. Bine, în română, în traducere, ce erau pe anumite surse, dar am citit-o și în versiune originală. Însă, să mă refer la această rezoluție, se creează totuși o anumită confuzie și și nu înțelegi, de fapt, Republica Moldova este partea Unității Teritoriale Autonome Găgăuză sau UTA Găgăuzia este partea Republicii. Vă referiți la două condiții cu privire la constituționalitatea statutului și lichidarea partidelor care militează? Nu, și legislația națională, unii există neconcordanță între legislația națională și legislația autonomiei găgăuze, cea națională să fie modificată în conformitate cu dacă să ne uităm la lege din 94, acolo clar spune că dacă există anumite neconcordanță sau anumite, primat are legislația națională. Oricum trebuie să fie niște negocieri în această perioadă. Problema este mai complexă și nu putem să aruncăm mingea doar în zona Comratului. Problema acestei autonomii sau de fapt a minorității găgăuzie este chiar n-a fost integrată în societatea moldovenească. Aici este cea mai mare problemă. Această problemă niciodată nu a dispărut. Ei sunt mai patrioți decât a Republicii Moldova, decât Unii de la Chișinău. Această problemă tot timpul a mocnit. Numai că ea, în anumite situații, a ieșit la suprafață sau a fost scoasă la suprafață. Nu puteți să negați că în spatele celor de la Găgăuzia și resuscită spiritele acolo și din afara Republicii Moldova, din la Moscova. Am vrut să vină președintele Tatarstanului, nu i-au dat voie. Dar nu excluiți dumneavoastră că și Chișinăul este vinovat în acest. Eu v-am spus că este o problemă a Chișinăului, o problemă mai complexă și este o problemă nu în actualii guvernări. Să trimiți mascații în ziua când trebuie să fie anunțate rezultatele astea. Că orice proces electoral de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv că este vorba despre autonomie găgăuză sau nu, trebuie să aibă loc în conformitate cu legislația electorală a Republicii Moldova. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să existe dialog, pentru că probabil cei de la Tiraspol se sunt și neglijați, dar trebuie să existe dialog și cei de la Tiraspol trebuie să înțeleagă și aici putem să le dăm dreptate celor care spune că datele s-au schimbat, nu mai sunt ca în anul 1990. Datele problemei sunt acum cu toate altele. Asta nu înseamnă că Chișinău trebuie să ducă să acționeze în forță, nici pe departe. Cam asta face, da. Încearcă să facă. Bine, încearcă. Că am avut atunci Fulger, acel episod cu Fulgerul neapărat înseamnă că Chișinău intră în
forțe. Dar și cei de la Comrat trebuie să se conformeze legislației Republicii Moldova, ce nu tot timpul a fost. Și da, să... dar în cazul alegerilor, dumneavoastră considerați că Comratul a încălcat legislația Republicii Dar eu mă uitam la o emisiune unde era un reprezentant din UTA Găgăuzia, mie îmi scapă numele dumnealui la un alt post de televiziune, unde se spunea că s-a depășit acel plafon privind sumele cât să investească în campanie. Și el spunea că, de fapt, în UTA Găgăuzia venitul... Nu există prevedere. Nu, există, dar venitul este mai mare decât per unitatea convențională pe Republica Moldova. Și de aceea ei măsoară pentru Găgăuzia. Nu, aici ei, nu este... este nu. În codul electoral al Găgăuziei, UTA Găgăuziei, nu există limitele stabilite pentru... Dar există în codul electoral al Republicii Moldova. Corect, dar nu există o lege care să coreleze. Dumneavoastră aveți dreptate din punct de vedere formal, că legea Republicii Moldova este mai presus decât legea de Găgăuziei. Și asta și Găgăuziei sunt de acord, dar trebuie să existe anumite prevederi legale care să coreleze aceste și ele nu există. Alta... Și nu poți spune că s-a încălcat legea. Păi de asta nici nu este contestat de către Chișinău alegerile din punctul de vedere a încălcării codului electoral. Nu s-a contestat. Problema a fost că autoritățile centrale au depistat o serie, în procesul electoral, au depistat o serie de încălcări, s-au adresat celor din... sau Comitetului Central, sau cum se numește el, din UTA Găgăuzia, care pur și simplu le-au neglijat. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, trebuia să fie un anumit dialog și, în general, trebuie de văzut legislația moldovenească, inclusiv cu referință la UTA Găgăuzia. Și UTA Găgăuzia trebuie să aibă o voce de spus în politica externă în Republicii Moldova, așa cum într-adevăr spune ei, însă la cele probleme care se referă la autonomie, nu se pună condiții de ordine politică externă a întregului stat. Dar aceasta este într-o serie de că politica, că Republica Moldova nu poate să aibă un parcurs european pentru că cei de acolo nu vor. Desigur, parcursul european al Republicii Moldova trebuie să țină cont de interesele autonomiei găgăuze, dar până la urmă lucrurile nu sunt inverse, cum vă spuneam la început. Anume, UTA Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova și nu invers. Domnul Vârstă, dar cum credeți, și aici încheiem subiectul Găgăuziei, vor evolua relațiile dintre Chișinău și Comrat în continuare? Găgăuzii sunt destul de supărați. S-a produs o unificare a forțelor politice acolo, în jurul acestui bașcan, pe care inițial multă lume nu îl susținea, dar tocmai văzând acțiunile Chișinăului, aceste forțe politice din Găgăuzia s-au solidarizat și acest congres a stabilit cumva... odată desfășurarea următorului congres pe data, în septembrie a anul acesta, 2023, lăsând un perioadă de timp pentru ca Chișinăul să ia în calcul solicitările incluse în rezoluție. Până în septembrie, cum credeți se va mișca? Desigur, Chișinău trebuie să meargă la dialog, dar totodată și cei din Comrat trebuie să înțeleagă că ei nu mai au în spatele acea divizie militară de la Bolgrad, cum am fost în anul 1990, și totodată, dacă ne aducem aminte de scenariile separatiste, chiar aud de această unitate militară de la Bolgrad. Noi atâta timp am vorbit și în anii 90, în 2000, despre conflictul dintre Chișinău și Comrat, 91, dar nimeni nu spunea atunci de unitatea asta de la Bolgrad, dar noi în 2023 ne amintim despre unitatea pentru de la Bolgrad. În 94 a fost semnată această lege și cumva s-a regiunea UTA Găgăuzia s-a întors noi în acum câmpul... Acum le scoatem ochii, iese, că nu le-am scos ochii niciodată și acum haideți că voi ați avut unitatea de la Bolgrad. Domnul Ciurea, noi trebuie să înțelegem și vorbiți cu persoane care au participat la acel marș din Găgăuzia din perioada 25-30 octombrie, dacă nu mă găsesc, 1990, dar... Adică dacă nu era unitatea de la Bolgrad, voluntarii trebuiau să meargă până la Nu, în general, cei ce a fost cu cei voluntari a fost o mare provocare și slavă Domnului că s-a terminat relativ ok, fără vărsare de sânge. Însă, Găgăuzii au stat atunci pe poziții pentru că au fost și ajutați. Au fost ajutați de Centrul Unional, au fost ajutați de anumite grupuri venite, inclusiv din regiunea transnistreană. Însă, acum... ca să mă refer la de ce spuneam la Bolgrad, pentru că ambele separatisme
moldoveniești și cel din regiunea transnistreană, de la din anii, la începutul anilor 90, și cel din sudul Republicii Moldova, au avut în spate lor anumite forțe militare. Și le au și în continuare. Nu, din, din Transnistria, da, în Găgăuzia, nu. În plus, că și de unde m-ați oprit, separatismul din sudul Moldovei și acel referendum din 2014, tot timpul erau legate de anumite tendințe separatiste și din Bugeacul din regiunea Odessa. Acum, acele canale, canale din Federația Rusă, care au alimentat acest separatism, au fost, desigur, serios restrânse. Doar că acum comratul este susținut de toți, cred eu, politicienii de opoziție, bun, de centru și de centru-stânga, din Chișinău. Ei nu mai au nevoie de sprijinul nu știu care unități militare, pentru că foarte multă lume nu vede în aceste în acest conflict dintre Chișinău și Comrat cu separatism. Ei văd o intervenție brutală și nejustificată a Chișinăului. Dar uitați-vă la discursurile din 27 mai. Și acolo au sunt fost, elemente unile, clare. Elemente, dar nu, au fost și replici. Unul a zis că poate să ne separăm, dar altul, acela Dobrov, care a fost liderul mișcărilor separatiste, a zis că haideți să nu împingem lucrurile spre separatism. Deci au fost și voci raționale și ele au predominat. Și cu aceste voci raționale trebuie discutat. Eu sunt aici de acord cu dumneavoastră și de la început v-am spus că Chișinău trebuie să meargă la dialog sau să dialogheze cu cei de la Cumbrat, dar totodată și cei de la Cumbrat trebuie să meargă la dialog, să nu pună un termen de ultimatum. Asta s-a făcut. Da, domn Tăbârță, veniți rar la noi. Bun, poate este și vina mea că vă invit rar. Voi încerca să vă invit mai des, dar pentru că oricum va fi o pauză, aș vrea să vă rog, și este ultima întrebare, nu ne-a rămas mult timp, așa succint să ne spuneți cum vedeți evoluția scenei politice din Republica Moldova. Am văzut ce se întâmplă în interiorul Partidului Socialiștilor, au anumite probleme, dar l-au adus în frunte pe domnul Dodon. Se creează pe centrul stânga partide de alternativă, de exemplu Partidul Renașterii. Pe dreapta, aș vrea să știu, Maia Sandu domină în mod autoritar scena politică sau sunt totuși partide de dreapta care ar putea să-i conteste supremația? Dacă să ne referim la scena politică moldovenească, eu cred că în toamnă noi vom intra într-un ciclu de vreo 2 ani și anume ne așteaptă alegeri locale, generale. După aceasta, următorul an, avem alegeri prezidențiale și alegerile prezidențiale vor conta foarte mult în perspectiva alegerilor parlamentare, care vor fi practic decisive sau vor fi vitale. Integrare europeană, nu neapărat pentru integrare. Să vedem care va fi parcursul. Fie că va fi acest parcurs continuat, fie că acest parcurs va fi stopat, să spunem așa. Desigur, noi acum cumva toți am fost și încă suntem mai mult cu atenție pe summitul Comunității Politice Europene, pe problemele din UTA-Găgăuzie, însă curând, într-o anumită scurt perioadă, timp de vreo lună de zile, se va intra în perioada de vacanță și deja în toamnă vom intra într-un nou ciclu politic, care până la urmă va reconfigura puterea politică din Republica Moldova. Pe stânga, da, noi avem partidul Șor, care este cel mai activ, este partidul pe care se mizează la Moscova în mod evident, ca actor sau de influență politică. Partidul Șor a apărut într-un anumit context politic în Republica Moldova și a apărut ca un fel de experiment la Orhei, pe un anumit tip de electorat. Acum acest partid încearcă să-și lărgească bazinul său electoral. Și desigur, bazinul electoral este mai ușor delărgit de către acest partid în zonele care sunt într-un anumit conflict cu Chișinău sau cu puterea sau cu guvernarea pro-europeană de la Chișinău. Cum a fost în municipiul Bălți sau cum este UTA-Găgăuzia. Acum, partidul ușor nu neapărat are nevoie de doamna Guțul ca bașcan, care mai degrabă cumva va fi un instrument al partidului Șor sau lui Ilan Șor în autonomie, dar are nevoie de electoratul de acolo în perspectiva alegerilor parlamentare. Socialiștii, nu prea este clar la ei ce procesele interne. Ei au încercat să-și schimbe conducerea politică. A venit acea conducere colectivă cu tineri lideri, însă lideri care
nu au tras ca să readucă acest partid adică din nou. Adică revenirea lui Dodon îți pare logică? Pe undeva mi se pare logic, dar cred că de la Moscova pe parte se mizează pe Igor Dodon, ca el totuși cu experiența pe care o are, va fi în stare, va fi capabil să aducă un anumit procentaj la următoarele alegeri parlamentare. Sau, dacă el nu va fi în stare, avem un alt proiect politic și avem acest proiect politic Renaștere, care tot Iași mai ciopărțește deputați, politicieni de la Partidul, Socialist, nu inclusiv de prin anumite organizații teritoriale, mai ciopărțește și... Da. Puțin timp avem. Domnul Chicu, domnul Ceban, cum credeți, cum merg în această cursă? Pe domnul Chicu eu nu-l văd pe scena politică deocamdată, nu prea da, este clar. Da, sondajele arată că totuși crește un pic. Un pic. Încet, dar sigur, așa spun sociologii. Bine. Care este proiectul politic al domnului Chicu? Unii are și cum are structuri. Da, dumnealui este vocal în declarație. Da, dumnealui are stilul ăsta mai caracteristic dumnealui să, așa mai de ochet de a veni cu anumite declarații. Însă noi nu-l vedem ca formațiune. În afară de declarații, vedeți alte... Bun, pe Facebook apar poze cu activitate de parte. Bun, vă aparține, adică nu vreau să... Domnul Ceban, exact același lucru. Da, simțiți convertirea lui de la est la vest? Sau aveți dubii față de acest? Dacă să ne referim la domnul Ceban, noi încă nu știm care este proiectul lui politic. El este aici în Chișinău, dar există partidul ca și instituții sau nu există? Doar este în Chișinău și se mizează doar pe persoana lui, plus 2, 3, 4... Însă această convertire a lui nu prea este clară. Dumnealui poate să ocupe un loc pe care cândva l-a ocupat Partidul Democrat din Moldova, de a se peșcheru politici, de a se plasa în centru și să discute, ori cu unii, ori cu alții. Domnul Sate, pe scurt, vă rog, ce credeți despre domnul Sate? Poate fi o surpriză în contextul când... Știți, puteți să-l atribuiți unei tabere sau alta geopolitice? Pentru că clar că să câștige Maia Sandu vrea Uniunea Europeană Statele Unite, ați spus ceilalți Moscova, dar... Rolul domnului Sate a fost în permanență schimbare. În permanență schimbare, începând de a fi unul dintre proiectele politice ale Moscovei contra guvernării pro-europene prin 2013 și 2014, și ca ulterior să se plaseze ca anumit actor politic care a lovit în ceea ce înseamnă partidele proruse din Republica Moldova. Mi-e greu acum să spun care va fi rolul domnului Usată. Am văzut, el și-a declarat că revine cu proiectul său politic, o perioadă a dispărut, ca acum în ultimul timp să vedem că vine cu anumite declarații. El în permanent a fost în comunicare cu anumite persoane. Inițial era legat de Moscova, ulterior era prin Europa, nu mai știu pe unde. Lumea zicea și cu România. Domnul Tăbârță, eu vreau posibil, să... eu nu pot. În general, el ne-a deprins cu aceste urcușuri și coborâșuri în politicul moldovenesc. Domnul Tăbârță, nu mă mai întreb despre partea dreaptă, de ea avem noi grijă să o comentăm în alt... Sau să o criticați. Mai mult să o criticăm, evident, dar avem grijă de ei în emisiunile noastre. Bun, dacă am fi avut mai mult timp, cu siguranță că v-aș fi lăsat să comentați, că ne este interesant punctul dumneavoastră de vedere, dar timpul nostru a expirat și din această cauză, încă o dată, vă mulțumesc pentru participare, vă așteptăm în cadrul altor întâlniri. Același, seară frumos! Da, același lucru spunem și telespectatorilor, vă așteptăm și pe dumneavoastră la emisiunile noastre, acolo unde discutăm cu vervă, cu sânge, cu foc și pară, subiecte de politică moldovenească. Sigur, nu pretindem că suntem în totalitate obiectivi, pentru că nu putem să fim obiectivi atunci când guvernarea închide posturile de televiziune, ne închide pe noi. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută alături de cei dragi. La revedere!